sunt super fericită să vă anunț că am fost acceptată în echipa fantastică de marketing! Ios! Alo, mama, am fost acceptată în echipa fantastică de marketing! O, doamne, adică tu ești boss la Fanta acum? Aha! Mi-a adus și nouă acasă câteva sticle de suc, da? Am fost acceptată în echipa fantastică de marketing! Oh, mă, că bravo, felicitări! Dar ce-i aia? Fanta caută echipa fantastică de marketing. Fantastic Marketing Team. Formată din tine fain și nu e vorba de muncă aici, pentru că acolo totul se petrece prin distracție și creativitate. Că și eu vreau să fac parte din proiectul ăsta. Păi trebuie să fii creativă ca să te aleg. Adică eu de acum voi conduce firma mea preferată. Și nu doar eu. Și împreună cu voi și împreună cu încă doi vloggeri, ce anume Shelly și Tequila, pentru că am fost acceptați toți trei împreună. Așa cum ai zis și lui Flori în urmă câteva minute, o să aleg pe oricare dintre voi să lucreze conaco cu mine atâta timp cât sunteți niște persoane super creative și distractive. Și pentru asta trebuie ca voi să-mi arătați că sunteți creativi și că meritați să faceți parte din acest proiect super fain împreună cu noi. Noi vom da în fiecare lună câte o provocare și în fiecare lună vom alege câte 6 dintre voi să veniți în echipa fantastică de marketing alături de noi și să creăm chestii în stilul Fanta, în stilul fantastic și să ne distrăm împreună. Și haideți mai bine să vă dau primul challenge, pentru că vreau să vă aleg cât mai repede. Se apropie Paștele. Bine, nu este chiar atât de aproape, dar eu vă zic din timp ca să aveți timp să vă pregătiți pentru acest challenge. Magazinele sunt deja pline de vopsele de ouă și de iepuraș de ciocolată și cel puțin una din acele rude îndepărtate pe care le aveți și pe care nu le cunoașteți, o să pună o postare pe Facebook cu niște rățuște, niște ouă, scris în genul fie ca bucuria sărbătorilor pascale să te aducă bla 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 și o să-și eticheteze jumătate din lista de prieteni, printre care o să fii și tu. Serios, nu te-ai săturat de acele felicitări? În fiecare an, nu e an fără! Eu vreau să schimbăm această tradiție pentru că m-am plictisit, pentru că lumea evoluează și noi trebuie să evoluăm, așa că m-am gândit ca noi, toți, împreună, să încercăm să creăm niște felicitări cum sunt trendurile din ziua de azi. Să facem, de exemplu, un gif de Paști, un meme de Paști sau meme sau cum îi ziceți, un boomerang. Ceva ce să fie și cute și amuzant și în același timp să fie cumva fantastic. See what I did there? See? See? Înainte să vă zic vouă cum să vă înscrieți mai exact la acest concurs, vreau ca eu să fac o felicitare de Paști, pentru că și eu vreau să-mi pun creativitate la încercare. Și v-am cerut în urmă câteva zile pe Facebook să-mi lăsați câte un cuvânt care se referă fie la Paște, fie la primăvară, pentru că aveam un scop anume să fac asta, nu? O să iau puțin din creativitatea cuvintelor voastre, pentru ca noi să fim creativi împreună și o să fac o felicitare video de Paști. Bine dată Paștele, cu pască și sarmale, mă uit la seriale și fur din coșul cu mâncare. Vine îndată Paștele cu ouă prost vopsite, ace relaxare, vreau drum cu nerăbdare. Familie, rudele, niveală, tradiție, lumină, căldură afară, soare, libertate, dormit, fără școală, amintiri, somn, vlog, nu rimează. Flori, vacanțe, iepuraș, clipă, lumânări, buscuței, drăgălași, primăvară, cozonac, mielușel, fericire, iar eu vreau să dau de știre. Vine îndată Paștele cu pască și sarmale, mă uit la seriale, fur din coșul cu mâncare. Vine îndată Paștele cu ouă prost vopsite, acele lapsare, vreau doar cu nerăbdare. Paște fericit! Acum este rândul vostru să vă puneți creativitatea la încercare și să faceți cele mai fantastice felicitări de Paști, pentru ca eu și ceilalți youtuberi să vă alegem, să veniți să vă distrați cu noi și să facem împreună lucruri fantastice. Adică să conducem Fanta împreună. Adică să câștigați câteva zile alături de noi în Fantastic Office. Adică e o șansă foarte, foarte faină și fantastică. See what I did there? Again? Fiecare lună eu, Shelly și Tequila vom alege câte 6 norocoși care să vină să se distreze cu noi și să creeze lucruri fantastice pentru Fanta. Primii norocoși, adică câștigătorii acestui challenge, vor intra în casă în weekendul dintre 29 și 30 aprilie, adică peste o lună. Deci, în concluzie, dacă aveți peste 15 ani, puteți să trimiteți la linkul din descriere felicitările voastre de Paști. Poți fi ce vrea mușchiul tău atât timp cât este creativ, original și fantastic. Până pe data afișată pe ecran. Abia aștept să văd ce idei o să vă puneți în aplicare și abia aștept să aleg cei mai faini omuleți dintre voi ca să vină alături de noi în Fantastic Office. Dacă v-a plăcut acest clip, aveți aici încă două clipuri de pe canalul meu și toate linkurile mele în descriere. Abonați-vă pentru mai mult
mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare. Adios! Pa!